Ultima fază a meciului a fost și cea mai interesantă, tensionată și discutată. În minutul 94, Pușcașu așuta din marginea careului, portarul a respins în față, atacantul Pantelie a preluat, dar a căzut după presupusul contact cu portarul. Deși buzoienii așteptau 11 metri, arbitrul a dictat simulare și cartonaș galben pentru atacantul Gloriei. Nemulțumire în teren și în tribune, remiza consemnată la final, îndepărtând Gloria de locul 6 și de play-off. Denotat că arbitrul a luat pe parcursul meciului și o decizie importantă în favoarea Gloriei, când după o tragere de timp, pe tean de la oaspeți a văzut cartonașul galben. Era al doilea, iar Gloria a jucat mai bine de 15 minute în superioritate numerică. La capitolul ocazii importante de gol, Gloria a câștigat cu 2 la 1. Mai întâi, mijlocașul Bobe a preluat și a șutat frumos din vole, dar Mingea a nimerit transversala și a ieșit în au de poartă. Gloria a ratat deschiderea scorului și când când un fundaj brăilean a trimis eronat înspre centrul careului, Pantelie a reluat spre poartă, dar mingea a trecut la o palmă de vinclu. Deși în 10, brăilenii au avut șansa lor după o incursiune a lui Frunză, la care Câmpeanu a reluat preluarea, iar mai apoi șutul lui Nagoie a fost prins de Stoicescu.